Frați și surori, vă invit să stăm ridicați în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Îl citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 20, începând cu versetul 20 și până la versetul 23, pagina 947 în Scriptură. Matei, capitolul 20, începând cu versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta. Acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Amin. Amin. Veniți să ocupați locurile. Fratele Isaac a spus ceva mai devreme în luarea lui de cuvânt că nu mai ține minte la câte slujbe, sărbători de binecuvântare a noilor născuți a fost în viața de slujire. Nici eu nu mai țin minte. Bănuiesc că nici fratele Titi. Știu însă un păstor care are o agendă, sau avea o agendă pe vremea aceea, în care nota câte binecuvântări a făcut într-un an, câte căsătorii, și la câte mormântări a fost într-un an de zile, și apoi la adunarea generală pentru dare de seamă din anul următor, spunea toate lucrurile acestea. La câte slujbe de felul acesta a fost. Eu nu mi-am propus să fac lucrul acesta și de aceea nici nu mai țin minte. În cei 36 de ani de slujire au fost multe. Dar nu mai țin minte nici măcar la câte evenimente a fost în familia Hancheș. Nu că-s chiar foarte multe, dar sunt câteva. Și dacă nu mi le-am notat, le-am uitat. Îi mulțumesc fratelui Isaac pentru invitația pe care mi-a făcut-o pentru această dupămasă să fim împreună la sărbătoare. Și sărbătoarea are această menire să ne adune. Să ne adune din mai multe părți, așa cum s-a întâmplat și în această dupămasă. Suntem aici din mai multe părți. Și sărbătoarea are menirea să ne producă așa o stare specială în sufletul nostru, o stare de bucurie. Pentru că bucuria familiei este împărtășită cu adunarea lui Dumnezeu, care este strâns în locul acesta, în această dupămasă. Dumnezeu să umple toate inimile de această bucurie. Să binecuvânteze Dumnezeu toată familia Hancheș, toate familiile din locul acesta, părinții și copiii, să fie binecuvântați de Dumnezeu deopotrivă. Dragii mei, o mamă a vrut odată să-și scrie pe hârtie câteva aspecte din dinamica vieții ei. Și a scris pe hârtie următoarele lucruri. Când eram copilă, am vrut să mă fac actriță. Și chiar l-am rugat pe tata să-mi pun o pilă ca să pot intra la Institutul de Artă Cinematografică. Apoi, am vrut să mă fac arheolog. După o vară în care am cules pietre din pârâul care curgea pe la spatele casei bunicii. Am ajuns la școală și am vrut să mă fac profesor de educație fizică. Pentru că diriginta noastră ne spunea că tot cadru didactic ești, chiar dacă ești profesor de educație fizică, doar că nu mai trebuie să conspectezi și să corectezi teze în timpul tău liber. După aceea m-am pregătit pentru medicină și am învățat fizică, chimie și anatomie. Și am dat examen. Când s-au dat rezultatele, eram prima sublinie. Am fost foarte dezamăgită, scria ea în jurnalul acesta, încât nu m-am mai interesat la ce facultate mă duc. Și am dat la o altă facultate, au trecut 4 ani, am absolvit și am primit un post în Cluj. Și după aceea, mi-am descoperit adevărata mea profesie. Profesia de mamă. Este cea mai complexă dintre profesii. Trebuie să știi puțină psihologie, puțină pediatrie, puțină pedagogie, puțină consiliere. Și toate acestea să le pui în slujba unui scop.
copilul tău să ajungă undeva. Dragii mei, cred că fiecare părinte, cum sunt cei de aici de față, se uită la copilul acela care vine în lumea aceasta și pune întrebarea, chiar dacă nu rostește în cuvinte, o gândește, oare ce va fi copilul acesta? Știți când Biblia s-a pus această întrebare? Când s-a născut Ioan Botezătorul, în contextul în care s-a născut, tata n-a mai putut să vorbească, a trebuit să scrie acolo pe ceva cum se va numi copilul acela. Și, dragii mei, se punea întrebarea asta, ce va fi copilul acesta? Fiecare părinte dorește ce este mai bine pentru copilul lui sau pentru copiii lui. În Vechiul Testament, Rebeca dorea ca Iacov să fie binecuvântat, nu? Avram dorea ca Isaac să se căsătorească foarte bine. Vreau să vă întreb, nu sunteți părinți sau nu suntem părinți care vrem copilul meu să fie binecuvântat? Sau dacă e să se căsătorească, să se căsătorească foarte bine. Nu-i așa, dragii mei? Asta vrem ca părinți. Unde vreți să ajungă copiii dumneavoastră? Și nu mă adresez doar acestei familii. Ce vreți să ajungă în viață? Profesor? ITist? Medic? Politician? Patron? Ce vreți? La ce vă gândiți dumneavoastră? Ce vreți să devină copiii dumneavoastră în viață? Deci, am în fața mea în această după masă și aveți dumneavoastră, dacă aveți Biblia, o mamă care a țintit undeva dincolo de toate acestea. A țintit la împărăția lui Dumnezeu. Vreau copiii mei să fie în împărăția lui Dumnezeu. Deci, nu că astea alte nu sunt importante. Trăim în această lume, în acest context. Avem nevoie, dragii mei, să ne pregătim, să ne pregătim pentru viață, să fim ceva în viața aceasta, să ne câștigăm cumva existența, dar dacă ratăm împărăția lui Dumnezeu, dacă copiii noștri ratează împărăția lui Dumnezeu, toate acestea nu folosesc la nimic. Vreau să predic în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu despre mama care țintește departe. Mama asta. Să fie mama care țintește departe. Mamele de aici din biserică și poate altele care lipsesc. Să fie mamele acelea care țintesc departe spre împărăția lui Dumnezeu. Și într-o zi noi să zicem, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, suntem aici, în împărăția lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Vreau puțin să mă opresc la subiectul acesta, folosindu-mă de cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea mea către Dumnezeu, frați și surori, pentru mine, pentru copiii mei, pentru nepoții mei. Am fost la biserică astăzi și patru nepoți au venit cu noi acasă. Două nepoate și doi nepoți. Și am stat la masă. După aceea, nepoatele s-au dus în sufragerie, locuiesc la bloc, s-au dus în sufragerie, în camera cea mare, și-au luat niște scaune cu spătar, și-au pus niște pături și-au făcut un cort în mijlocul apartamentului. Eu m-am dus și am stat un pic pe fotoliu și l-am luat Biblia și am început să citesc și ele din cortul acela au început amândouă să cânte. Atât de încântat am fost de felul în care cântau laudă lui Dumnezeu, m-am dus în camera cealaltă și am chemat-o pe soție și am zis, înregistrează-le. Pentru că, dragii mei, nu este mai mare bucurie decât să știi copiii tăi de pe acum de mici îl laudă pe Dumnezeu. Nepoții tăi de pe acum de mici îl laudă pe Dumnezeu. Dragii mei, cum este mama asta care țintește departe spre împărăția lui Dumnezeu? Dragii mei, mama aceasta este mama care iubește. Păi tu să zice, bine, dar fiecare mamă iubește. Și așa este. Zice, este aici în Scriptură o întrebare, poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează? Ce răspundeți la întrebarea asta? O pune Dumnezeu întrebarea asta. În mod normal nu se poate. Dar sunt situații în care se poate. Și ați văzut mame care și-au abandonat copiii.
Mama care țintește departe este mama care iubește, iubește sacrificial, se sacrifică. Poate ziceți că mama nu se sacrifică. Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că pe vremea aceea când poporul lui Dumnezeu era în robie, în Egipt, s-a dat o lege. Toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Dar era legea pe care a dat-o faraon. Nu te poți pune cu conducătorul, cu despotul acesta, cu faraonul acesta care conduce. A dat legea aceasta. Că a văzut că acest popor se înmulțește peste măsură și s-ar putea să aibă probleme. Și s-a născut Moise. O să vă întreb. S-a sacrificat mama asta pentru copilul care a venit în familie. Într-o vreme complicată, extrem de complicată. Să te pui împotriva legii pentru copilul tău. Este sacrificiu. L-a ascuns aici, l-a ascuns acolo, nu știu unde l-a ascuns. Pentru că mama asta iubea sacrificial. Se sacrifica pentru copilul ei. Am citit despre o familie de evrei, familia Rosenberg. Au fost luați și duși în timpul celui de-al doilea război mondial într-un lagăr de exterminare. Era un lagăr de muncă. Se duceau peste zi la muncă, împrășteați peste tot unde îi duceau soldații aceia, se întorceau seara în baracă. Familia aceasta era soț, soție și doi copii. Unul dintre copii, cel mai mare, David, era mai firav, mai bolnăvicios. În lagărul acela existai cât puteai să muncești. Când nu mai erai apt de muncă, era dus la camera de cazare. Și într-o seară, tată s-a întors de la muncă și l-a găsit pe copilul cel mic după ușă plângând. Și a zis, David ăsta s-a îmbolnăvit. Și a zis tata către copilul ăsta mic care plângea, unde-i David? Adică cel mare, bolnav. Și a zis ăsta mic plângând, au venit soldații după el. Era bolnav. Și când au venit soldații după el, David a început să plângă și a zis, mamă, mi-e frică. Și a zis, mama, nu-ți fie frică. Uite, vin și eu cu tine. L-a luat de mână și a mers spre camera de gazare. S-a sacrificat pentru copilul ei. Dragii mei, știu că vi se par povești, dar mama care țintește departe iubește sacrificial. Mama adevărată iubește sacrificându-se. În Vechiul Testament, în 1 Împărați, capitolul 3, spune Sfânta Scriptură că erau două femei care au născut cam în același timp. Locuiau în aceeași casă. Și într-o noapte, copilul unei a murit, spune că s-a culcat cumva din greșeală peste el și a murit. Și în timpul nopții, cea care, la care a murit, copilul s-a sculat, l-a luat pe cel viu de lângă mama lui, l-a pus în patul ei și l-a luat pe cel mort și l-a pus lângă cealaltă. Și dimineața, cea care era acum cu copilul mort, a văzut că nu e al ei și că cel viu e al ei. Și a auzit la Solomon. Deci, mei, în fața împăratului Solomon, una zicea, cel viu este al meu și cel mort este al ei, și zicea cealaltă invers, cel viu e al meu și cel mort e al ei. Și a zis Solomon, știți toată istoria, da? Aduceți o sabie și tăiați-l în două. Dați jumătate uneia și jumătate alteia. Și este acolo o expresie, dragii mei, extraordinară. Una dintre femei i se rupea inima când a auzit ce a zis Solomon. Și a zis, dă copilul ei să trăiască, să nu moară. E sacrificiu sau nu e sacrificiu? Mama adevărată, mama care țintește departe, iubește sacrificial, se sacrifică. Dar, dragii mei, mama care țintește departe, iubește echilibrat. Nu contează câți copii ai. Îi iubești pe toți la fel. Dar vreau să vă întreb, toți copiii sunt la fel? Nu seamănă doi, unul cu altul. Am 6 nepoți. Și mă uit din aceiași părinți copii foarte diferiți.
Și chiar dacă sunt foarte diferiți, trebuie să iubești la fel. Dacă ești o mamă care țintești spre împărăția lui Dumnezeu, îl vrei și pe cel mare acolo? Îl vrei și pe cel mai următorul și apoi și pe cel mai mic și nu știu câți or fi? Îi vrei în împărăția lui Dumnezeu? Îi iubești la fel. În Vechiul Testament vă spuneam despre Rebeca și despre Isaac. Era, din punctul acesta de vedere, ceva anormal. Pentru că Rebeca îl iubea pe Iacov și Isaac îl iubea pe Esau, că mânca din vânatul lui, dragii mei. Dar un părinte care țintește la împărăția lui Dumnezeu, iubește echilibrat și pe unul și pe altul, chiar dacă nu-s la fel. Nu iubești după calități. Că unul e mai deștept și altul rămâne repetent. Nu iubești după capriciile tale. Că ești tată și ai pe unul preferat și ești mamă și ai pe alta preferată. Sau invers. Nu, dragii mei, îi iubești la fel, echilibrat. Vrei să fie în împărăția lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, mama care țintește departe iubește, dincolo de sacrificiu și dincolo de a iubi echilibrat, iubește biblic. De regulă, iubirea, asta e caracteristica iubirii, vrea binele persoanei iubite, e adevărat? Că e soție, că e soț, că e frate, că e soră. Iubirea biblică, dragii mei, trece dincolo de iubirea asta obișnuită, naturală, dragii mei, care este în familie, între membrii familiei. Iubirea biblică țintește spre binele biblic. Și știți care este binele biblic? Binele biblic este Dumnezeu. Ce bine să fac, a zis tânărul bogat când a venit la Domnul Iisus Hristos să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și a zis, Domnul Iisus Hristos, de ce mă întreb ce bine? Binele este? Unul singur, Dumnezeu. Dragii mei, iubirea biblică înseamnă să vrei binele biblic pentru copiii tăi. Eu știu că vrea să fie mari, să ajungă pe nu știu unde, pe scara socială, să aibă bani mulți. Eu obișnuiesc așa să discut foarte mult cu copiii pe la biserică și îi întreb dacă sunt pocăiți, îi întreb ce vârstă au, fac cunoștință fiecare duminică cu ei. Și am avut o tabără cu familii acum recent, undeva la munte, am fost acolo și am ținut o anumită temă despre părinți și copii și erau mai mulți copii acolo și am vorbit cu, așa înainte de a începe seminarul acela, cu niște copii. Și una dintre fete mai curajoasă a zis, eu vreau să mă căsătoresc cu cineva cu bani mulți, dar eu puștoaică. Să mă căsătoresc cu cineva cu bani mulți. Dragii mei, s-ar putea să aibă bani mulți. S-ar putea noi ca părinți să-i ducem așa, călăuzindu-i în viață, spre ceva care să le asigure un confort în această existență. Și nu-i rău în asta. Dar, dragii mei, iubirea biblică vrea binele biblic. Și binele biblic este Dumnezeu. Și este împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Deci, dragii mei, mama care țintește departe este mama care iubește. În al doilea rând, mama care țintește departe este mama care aduce. Spune Sfânta Scriptură despre mama aceasta, fiilor lui Zebedei, că a venit cu cei doi copii, i-a adus, dacă vreți, la Domnul. Sunt convins că sunt mulți părinți care vor să-i aducă pe copii la Domnul. Dar știți că sunt părinți care nu vor să-i aducă la Domnul? Ca să îl aduci la Domnul, trebuie să vrei să-l aduci. Adică trebuie să știi, să fii încredințat că Dumnezeu, că Domnul are ceva ce să le ofere, ceea ce tu nu poți să le oferi. Trebuie să vrei să-i aduci. Aduc aminte cu ceva vreme în urmă, o mamă din Cluj a făcut un scandal mediatic extraordinar. Copilul era la o grădiniță în Cluj și la grădiniță copilul era învățat să se roage. Dumneavoastră ca părinți, ați fi bucuroși ca unde vă trimiteți copiii sau nepoții ăștia mici să învețe să se roage Domnului? V-ați bucura să fie așa?
De mama asta a făcut un scandal extraordinar. A făcut reclamație la conducerea grădiniței, a făcut la inspectoratul școlar județean și a făcut apel la mass media. Și a spus, eu nu vreau copilul meu să fie învățat să se roage. Vreau să trăiască liber și când va fi mare, copilul ăsta să aleagă singur pe ce cale să apuce. Dar nu vreau să învețe de pe acum să se roage. Adică nu vreau să-l aduc la Domnul. Poate Dumnezeu să dea copilului ceva ce noi nu putem să dăm? Veneau mamele pe vremea Domnului Iisus Hristos cu copiii la Domnul să se atingă de copiii lor. Era importantă atingerea asta Domnului. Extraordinară! Știți că atingerea Domnului, dragii mei, poate să aducă vindecare? Sunt copii bolnavi în casele noastre care au nevoie de vindecare de la Dumnezeu. Avem acum o fetiță de vreo 2 ani și jumătate, bisericii din Cluj se roagă pentru ea. 2 ani și jumătate, leucemie. E nepoata unei surori de la noi, de la biserică. Aparține unei alte biserici din Cluj. Se uită părinții la ea. Mi-a spus cine m-a sunat, 30 și ceva de zile trebuie să stea în spital. Și a zis, fratele lui, când o să vin acasă, ești dispus să mergi să faci o rugăciune pentru ea? Sigur că-s dispus. Atingerea lui Dumnezeu poate să dea vindecare. Slăvit să fie numele Domnului. De ce credeți că femeia aceea care 12 ani nu și-a găsit vindecarea la doctor și a cheltuit toată averea, a zis doar să mă pot atinge de haina lui și o să mă vindec? S-a vindecat, frații mei, sau nu s-a vindecat? Fiul că s-a vindecat. Atingerea Domnului poate da vindecare. Poate deschide ochii. Când a trecut Domnul Iisus Hristos pe lângă orbul acela de acolo, de lângă drum, a făcut tine și s-a atins de ochii lui. Dragii mei, nu vă gândiți la copii doar din perspectiva celui bebeluș care e acolo, lângă mama. Gândiți-vă la copiii care sunt adolescenți. Au nevoie de atingerea lui Dumnezeu să li se deschidă ochii. Au nevoie. Pentru că, dragii mei, ceea ce este caracteristic lumii astea căzute, păcatului, este că orbește. Și copiii noștri și nepoții noștri, dragii mei, din punct de vedere spiritual, sunt orbi, nu reușesc să vadă din perspectiva lui Dumnezeu viața aceasta și nici perspectiva veșniciei. Nici măcar nu reușesc să vadă că sunt orbi, să recunoască, frații mei, că sunt orbi. Și e nevoie de atingerea lui Dumnezeu să le deschidă ochii. Și într-o zi să înceapă să vadă că-s păcătoși, că au nevoie de iertare, au nevoie de mântuire, că trebuie să ia altfel deciziile în viață, dar nu pot, dragii mei, până când nu se atinge Dumnezeu să le deschidă ochii. De aceea, dragii mei, trebuie să vrei să-i aduci la Domnul. Mama asta care a țintit spre împărăție, a vrut să-și aducă, dragii mei. Dar nu-i suficient să vrei să-i aduci. Trebuie să poți să-i aduci la Domnul. Știți că sunt părinți care ar vrea să-i aducă și nu pot. Știți? Ca păstor în atâția ani de zile am avut atâtea situații de părinți care au venit și au zis, frate Relu, rugați-vă, nu mai vrea să vină la biserică. Rugați-vă pentru că a luat-o, chiar azi am primit un bilet la Anvon pentru rugăciune, o bunică zicea, fraților, o să ne rugăm pentru nepotul meu, a părăsit biserica. Trebuie să poți să-l aduci. Și ascultați-mă, ca să poți să-ți aduci copilul la Iisus, la Domnul, trebuie să începi de vreme. De vreme. Acum nu o să priceapă, dar peste puțină vreme o să priceapă. Trebuie să începeți de vreme. Știți de ce? Pentru că atunci când este încă mic și poți deja comunica cu el, poți să-l înveți valori mai ușor decât după ce mai crește. Să încep de vreme pentru că atâta timp cât este la tine acasă
Și nu este în contact cu atâta rău din lumea aceasta, că nu merge nici la grădiniță, nici la școală. Este în mediul acesta cât de cât protejat, dragii mei. Acolo, dacă începi în vremea aceea, când încă nu este așa de influențat, poți să sădești în el adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Asta spune Biblia. Trebuie să încep de vreme. Dar trebuie ca părinte să-i fi câștigat sau să-ți fi câștigat înaintea lui credibilitatea. Uitați-vă, copiii ăștia erau mari. Fiul Zebedei. Erau dintre ucenicii Domnului, adevărat? Și oamenii aceștia mari, sau pe oamenii aceștia mari, mama a reușit să-i aducă. Pe câți copii mari puteți să-i luați și să-i aduceți la biserică, dragii mei? Încercați poate și nu reușiți. Dar mama asta și-a câștigat credibilitatea când a zis, haide! Pricepeți? Ce zicea Scriptura că Iov avea 10 copii, 7 fecioși și 3 fete. Și din când în când copiii ăștia se adunau pe rând așa și făceau câte o sărbătoare. Și zicea Iov în sinea lui, poate au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, l-au supărat pe Dumnezeu în inima lor în timpul sărbătorii. Și chema pe copiii lui. Veneau? Veneau sau nu veneau, frații mei? Veneau. Dar de ce? Vi se întâmplă uneori, poate, sau ni se întâmplă uneori să chemăm și ei să plece. Dar Iov și-a câștigat credibilitate pentru că era neprihănit, se temea de Dumnezeu. Trăia voia lui Dumnezeu și copiii ăștia veneau, vedeau că tata lor este un om al lui Dumnezeu. Și când tata asta a zis, veniți, veneau. Dragii mei, mama care țintește departe este mama care aduce. Vrea să-i aducă și poate să-i aducă pentru că începe de vreme, pentru că și-a câștigat credibilitatea și pentru că este consecventă în ceea ce zice și ce face. Deci, mei, de foarte multe ori noi ne purtăm cu copiii noștri după stările noastre interioare. Când suntem bine, mersi, spunem da. Când nu suntem bine sau suntem supărați, zicem nu la același lucru, la care am spus da. Acum vreau să vă întreb, ce poate să înțeleagă copilul? Într-o dimineață, duminică dimineața, într-o familie, un adolescent stătea tolănit în pat și a zis, eu nu merg azi la biserică. Și a zis, mama, ascultă-mă, noi suntem creștini. Practica noastră de creștini este că duminică mergem la biserică. În 10 minute plecăm, pregătește-te. Și s-a pregătit. Și a mers la biserică. Duminica viitoare a încercat din nou. Și a zis, nu mă duc la biserică. Și va încerca adolescentul, duminică de duminică, săptămâni după săptămâni, încercând să te obosească, ca într-o zi să te prindă pe picior și să spună, bine, azi rămâi acasă atunci. Și o singură dată e destul. Pentru că n-ai fost consecvent. Nu mai poți să-l aduci. Deci mama care țintește departe este mama care aduce. În al treilea rând. Mama care țintește departe este mama care se roagă. Și ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici. Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii, i s-a închinat vrând să-i facă o rugăciune. Și ascultați ce zice Scriptura. Iisus a întrebat-o, ce vrei sau ce vreți? Mă vreau să vă întreb, știa Domnul ce vrea femeia asta sau nu știa? Frate și soră, știa? Atunci de ce o întreabă ce vrei? Sau ce vreți? Pentru ca ea să spună înaintea lui Dumnezeu sau înaintea Domnului ce este valoros pentru ea. Ce este valoros pentru ea? Pentru mine este valoros copiii mei să fie în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă, sunt în Scriptură situații în care Dumnezeu, care știe toate lucrurile, pune această întrebare
dragii mei, sau oamenii lui Dumnezeu pun această întrebare pentru ca cei din situația respectivă să verbalizeze ceea ce este important pentru. Zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu s-a arătat lui Solomon într-un vis și a zis: cere ce vrei să-ți dau. Ce vrei să-ți dau? Pentru ca Solomon să stea înaintea lui Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu ce este important pentru el. Și a zis: Doamne, dă-mi înțelepciune. Eu sunt tânăr, sunt neîncercat, am nevoie de înțelepciune. Și a zis Dumnezeu: n-ai cerut nici bogăție, puteai cere. Că ți-am zis: cere ce vrei. N-ai cerut nici viață lungă, n-ai cerut nici moartea vrăjmașilor. Ai cerut înțelepciune. Și ea îți va fi dată. Și a fost dată din abundență. Femeia asta, dragii mei, a început să se roage. Și când ne rugăm lui Dumnezeu, ascultați-mă, noi nu-i spunem lucruri noi lui Dumnezeu, ce Dumnezeu n-ar ști. Dar când spunem, când ne rugăm lui Dumnezeu, noi, dragii mei, îi arătăm lui Dumnezeu ce e valoros pentru noi și îi spunem, de fapt: Doamne, vrem să te implici în problema asta. Și vreau să vă întreb, câte probleme sunt într-o familie, dragii mei, la care ar trebui să intervine Dumnezeu? A venit o femeie, o mamă, la Domnul Iisus Hristos și a zis, strigând așa de departe: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de fiica mea, e muncită rău de un drac. Știți toată istoria de acolo. S-a făcut că nu aude. Apoi au zis ucenicii: dă-i drumul că strigă după noi. A zis: eu n-am venit decât pentru orele pierdute ale casei lui Israel. Femeia asta avea pentru ce să se roage. Fiica ei era muncită de un demon. A venit slujbașul acela împărătesc, a alergat de departe și a zis: uite, fiul, copilul meu este pe moarte. A venit Iair și a zis: fiica mea este pe moarte. Dragii mei, multe situații de felul ăsta pot fi într-o familie. Boală de un fel, boală de altul, un copil rebel, cine știe cum. Dar mama asta s-a rugat nu doar pentru lucruri care țin de viața aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu, s-a rugat Domnului pentru loc în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, vreau să vă întreb, nu trebuie să-mi răspundeți, întrebare retorică. Câți de aici v-ați rugat pentru copiii dumneavoastră să aibă un loc în împărăția lui Dumnezeu? Că pentru sănătate ne rugăm. Pentru succes la școală, și eu mă rog pentru nepoții mei să aibă minte, să aibă înțelepciune, să-i ajute Domnul la școală, să-i protejeze Dumnezeu. Pentru vindecare ne rugăm dacă sunt bolnavi. Dar cât stăm de mult înaintea Domnului să ne rugăm: Doamne, vreau pentru toți ai mei, ai casei mele, un loc în împărăția cerurilor. Câți? Mama asta credea că se va așeza odată împărăția lui Dumnezeu. Și când se va așeza împărăția lui Dumnezeu, aș vrea, Doamne, copiii mei să fie unul la dreapta și unul la stânga, dar o să povestesc despre asta ceva mai încolo. Adică să fie acolo. Cred că noi am pierdut din vedere faptul că e o împărăție a lui Dumnezeu care într-o zi se va arăta, se va așeza în mod plenar, dragii mei. Și nu mai spunem nici măcar în rugăciunea Tatăl nostru: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Da, frații mei? Femeia asta, mama asta, credea în împărăția lui Dumnezeu și credea că Iisus este împărat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai spun un singur lucru, dragii mei, și apoi închei, timpul deja a trecut, dar al patrulea rând. Mama aceasta care țintește departe este mama care acceptă. Poate întrebați ce acceptă. Acceptă că are limite. Că nu le poate pe toate și că nu le știe pe toate. Dragii mei, o mamă, un tată, părinții încearcă să facă totul pentru copii și dintr-o dată descoperă că au limitele lor. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în cartea Exodul, despre mama lui Moise, despre care v-am spus ceva mai devreme, că a încercat să-l ascundă 3 luni de zile. Și este acolo expresia: ne mai putând să-l ascundă. A ajuns la capăt. Și a văzut limitele. Nu mai poate să-l ascundă. Da?
faci cât poți pentru copilul tău, dar îți vezi limitele. În Cartea Împăraților spune Sfânta Scriptură despre văduva aceea din Sarepta care avea un copil. Nu detaliez toată istoria de acolo. Știți că femeia asta a ajuns la limită și a zis către Ilie, n-am decât un pumn de făină și câțiva strop de un de lemn, fac ultima turtă, atâta pot să-i mai dau copilului meu, ultima turtă. Mănânc eu și el și murim. Și a văzut limitele. Deci, femeia asta, mama aceasta, a ajuns la un moment dat în care Domnul îi zice așa, nu știți ce cereți. Nu pricepeți toate lucrurile. Ați ajuns la limita voastră și mama asta a acceptat că nu le știe pe toate. Că nu poate toate. Și în momentul acela când mama asta își vede limitele, că nu le știe pe toate, că nu le poate pe toate, mama asta, dragii mei, îl lasă pe Domnul Iisus Hristos să înceapă să învețe copiii. Să le explice. Știi ce le explică Domnul Iisus Hristos copilor ăstora? Mari. Despre autoritatea lui Dumnezeu. Nu ține de mine, zicea Domnul, locul care îl va ocupa copilul tău sau îl vor ocupa copiii tăi în împărăția lui Dumnezeu. Asta ține de Dumnezeu. E ceva ce ține de autoritatea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, în momentul în care mama asta își vede limitele și o lasă pe Domnul Iisus Hristos, Domnul începe să le explice. Domnul Iisus Hristos începe să-i provoace pe copiii ăștia. E ca și cum mama aceasta vine cu fiii, se roagă, mijlocește, ajunge la limită și zice, ți dau acum în mâna ta, Doamne. Domnul începe să le explice și Domnul îi provoacă și zice, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Adică pe drumul ăsta spre împărăție, va trebui să treceți pe undeva unde să beți paharul. Puteți să vă angajați să beți paharul ăsta? Și au zis fie ăștia, da, ne angajăm, putem să-l bem. Și a zis Domnul, da, o să-l beți. Dar să ajungeți acolo, în locurile astea, este ceva ce ține de Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta și pe noi toți. Dragii mei, e prea puțin să ne ocupăm de copiii noștri sau de nepoții noștri pentru ce ține de viața asta. Noi ar trebui să țintim dincolo, că viața asta se gata într-o zi. Ar trebui să țintim spre împărăția lui Dumnezeu și să facem ce a făcut femeia asta. Vreau copiii mei să aibă loc în împărăția ta, Dumnezeu. Și aș vrea să nu lipsească subiectul acesta din rugăciunile mamelor, din rugăciunea taților, din rugăciunea bunicilor, pentru că într-o zi când Dumnezeu va strânge pe toți mântuiții din lumea aceasta, să ne strângă și pe noi și casele noastre acolo în împărăția Domnului, în locul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru fiecare. Amin.